Bătaie cu scaune și torțe pe un stadion din capitala Suediei. Ultra și a două echipe s-au luat la bătaie în urma unui meci din campionat care s-a terminat la egalitate. În urma incidentelor, polițiștii au anunțat că analizează imaginile și se pregătesc să rețină mai mulți scandalagii. Scenele violente au avut loc pe Friends Arena din capitala Suediei. Zeci de suporteri care participau la meciul dintre AIK Solna Hammarby s-au luat la bătaie la scurt timp după fluierul de final. Ultrașii celor două formații suedeze au folosit tot ce le-a ieșit în cale pentru a duce la capăt scandalul. Cu fețele acoperite de cagule, aceștia și-au împărțit pumni și picioare și-au aruncat cu scaune și petarde unii spre ceilalți. Mai mulți fani au fost răniți în urma bătăii și au avut nevoie de îngrijiri medicale în incinta stadionului. În urma scenelor, președintele clubului AIK, Manuel Lindberg, a condamnat incidentele și a anunțat că poliția va lua măsuri împotriva celor implicați. De asemenea, polițiștii din Stockholm au declarat că analizează imaginile, apoi ar putea reține mai mulți scandalagii. Mai mult, aceștia ar putea să se aleagă și cu interdicția de a intra pe stadioanele din Suedia.